Băsescu trădător! Nu putem trece în România fără vize! Imediat după ce au scandat, cei trei tineri au fost reținuți chiar într-o leibuz. Printre ei se numără și un cetățean român. Ne-au dus la comisariatul Buiucan și ne-au ținut vreo 5 ore privați de libertate, acuzați de huliganism, de perturbare ordinii publice și după aceea i-au dus la judecată. Să nu mai îmi spun părerile, să tac din gură, să nu mai îmi spun părerile în țara asta, să mă duc la mine în țară, să-mi spun părerile că dacă el, una dintre persoanele care îmi spunea, dacă el face ceva acolo, scrie ceva, eu pot să stau până și 10 ani în închisoare aici și că nu știu eu cum e închisoarea din Moldova și vă dați seama, tot astfel de lucruri. M-au acuzat și de tulburarea liniștii publice, de huliganism și de profanarea simbolurilor naționale, că din entuziasm am venit la Traian Băsescu cu un drapel al României. Pentru că ambasada română a refuzat să-l ajute, Slavian a apelat la un avocat care să-l reprezinte mâine la judecată, iar el a plecat în această seară la București. Ministerul de Interne a confirmat astăzi că în timpul vizitei de ieri a președintelui român au fost reținuți trei tineri pentru încălcarea ordinii publice.